intră acolo, educă sau nu educă oamenii și, în general, din păcate, mimăm democrația. De ce spun treaba asta? Dacă vă gândiți, tot timpul și de fiecare dată, tot auzi, nu contează votul tău. Ești singur. Numai partidele pot să ducă lucrurile înainte. Din păcate, democrația nu este bazată în totalitate pe partide. Nu le exclude, dar nici nu le pune pe toate pe picior de egalitate. Eu sunt de părere că orice om care își dorește să se implice în viața cetății, ar trebui să o poată face simplu. Dar, așa am fost învățat în ultimii 26 de ani, tu nu contezi. Ești prea mic. N-ai nicio șansă dacă spun ceva. Eu nu te ascult pe tine. Deși, aleși, sunt oameni pe care noi i-am pus acolo. Oamenii care, deci votanții, prin votul care dau, aleg niște oameni. Se reprezintă. Și din păcate, acești oameni, odată ajungi în poziția care ajung, uită cine a ales. Eu zic că de aici pornește totul. Trebuie să înțelegem că democrația, asta este. Alegi pe cineva, ai dreptul să-l întrebi orice. Pentru că, practic, alegându-l, îi dai girul să te reprezinte, să-ți reprezinte interesele. Cam asta ar fi, zic eu, deocamdată. Ok, toți ne-am dorit o întâlnire, neapărat o confruntare. O dezbatere pe idei, pe propuneri, pe proiecte. Cred că la această masă sunt prezenți cei care doresc schimbarea la tuta. Nu cei care mimează sau care au continuitate. Și cred că cei care doresc schimbarea sunt la această masă. Oameni buni, se spune despre politică și domnul Andrei a avut dreptate prin faptul că România, am 10 minute. Sper să mă cadez. Deci românii sunt nemulțumiți și eu sunt nemulțumit de politicieni și de politică. Sunt în Parlamentul României și constat că 70% din parlamentari sunt milionari în euro. Nu înțeleg ce caut acolo. Constat că unii au 4, 5, 6, 7 mandate și încă mai vor. Le place. Deci, oameni buni, cea mai proastă politică este să nu faci politică. Oricâte cuvinte urâte am avea de politică, și România chiar în temea avem aceste cuvinte, politica guvernează lumea. Guvernează marile puteri. Politica conduce Uniunea Europeană, Parlamentul European, România și politica conduce local în toată lumea. Așa că trebuie politicieni. În România, societatea civilă, electoratul, politologii, sociologii ne arată că este nevoie de o primenire. Este nevoie de alt fel de politicieni. Oameni mai necompromiși, mai sinceri, mai onești, mai atașați sufletește de ce își dorește în comunitate sau în țara lui. Se spune despre politică că este cea de-a doua profesie în lume. Din păcate, România a ajuns să seamene foarte mult cu prima profesie. Sunt aproape, nu le distingi una de cealaltă. Și de aceea este nevoie să vină generații tinere. Tinerii mulți spun, nu vreau politică, e murdară, văd toată ziua la televizor, pe X îl arestează, pe Y, așa mai departe. Tinerii trebuie să vină să facă schimbarea în clasa politică. Pentru că cea mai proastă politică este să nu faci politică. Și să lași pe ceilalți să o facă în numele tău. Adică ce a spus domnul Andrei. Să nu ești la vot, să nu te implici într-un partid, să nu vrei să fii parte din tot ce se întâmplă în comunitatea sau în țara ta. Nu mai putem sta deoparte. Dacă în Turda, în curent de 70%, arată că este nevoie de schimbare în Turda. Dar 30% este o constantă care, probabil rigidă, spune, bă, eu sunt mulțumit, eu unde stau încă nu-i rău, așa mai departe. 70%. Dacă noi ne-am înscris, să zic, 7, 8, 9 candidați pe 70%, se fragmentează. N-are rost schimbarea. Dacă nu mergem covârșitor la vot, indiferent cu cine votăm, nu există o șansă reală de a se împlini schimbarea. Nu mi se pare normal. Eu am avut o propunere de lege în care am vrut să cer exact pe modelul președinției în lume, de ce se hotărăște ca președintele să fie maxim 2 mandate. Pentru că la un moment dat se creează o dictatură, se creează orice vrei. Și local. Eu am făcut o propunere de lege ca mai mult de 2-3 mandate, trebuia să decide Parlamentul, 2 maxim 3 mandate, primar sau președinte de Consiliul Județean. Pentru că stând cât ai vrut și cât ai putut, s-a ajuns la acel titlu de baron local sau baron județean și așa mai departe.
Este nevoie de schimbare, este nevoie ca generația tânără să vină, să aibă loc o schimbare în politică, să ai o altă atitudine, să vii cu proiecte, să nu mai faci compromisuri, să nu mai faci înțelegeri și blaturi. Pentru că asta așteaptă lumea. Ce facem noi în comunitatea noastră? Ce trebuie să facă un politician? În primul rând trebuie să țină cont ceea ce faceți noastră aici. Trebuie să ai întâlniri cetățenești. Trebuie să faci dezbateri publice. Să vezi, să ai un rezultat al întâlnirilor, să contabilizezi, să vezi ce vrea lumea, ce nemulțumiri au. Să te întâlnești cu oameni din artă, din cultură, din sport, pe cartiere, să vezi cu specificul zonei de, nu știu, zona Băilor sau zona Poiana sau indiferent Turda Nouă, ce probleme majore sunt, cum poți rezolva, care sunt soluțiile și ce mai trebuie să facă politica astăzi. Trebuie să înveți un lucru, să coopereze, să colaboreze. E o bătălie acum în toate campaniile. Se întâmplă același lucru. Se termină. În data de 5 e votul, iar în 6 cei care intră în Consiliul Local și care depun jurământ să fie realmente consacrați comunității. Nu să imediat să facă alte înțelegeri prin spate, nu. Indiferent cine este primar, indiferent cine ajunge viceprimar, să nu se meargă cu frâna pusă, ar fi putință. Acești tineri, care sunt din 91, să acceadă peste 4 ani și să își facă ei politica lor, să nu mai pună vina pe ăla și pe ăla alt, să se implice în a-și face fix direcția pe care o vreau ei și noi să stăm puțin deoparte, doar canalizând eventual dacă uită de moralitate, pentru că partidul pe care îl reprezint se bazează pe moralitatea creștină, PNCCD-ul, nu știu dacă foarte mulți știu despre ce e vorba, pentru că e un partid vechi și numai el la putere, sau nu s-a mai auzit de el din 2000 și mulți în anul 2000 erați tineri care jucați fotbal și mergeați în tabere numai și nu vă interesa. Am încercat să ridic puțin acest partid și chiar vreau, din tinerii care vin, să facă o deschidere spre accede mai departe. Consider că marile greutăți pe care le întâmpinăm acum este tocmai pentru că tineretul este lăsat de multe ori la o parte. Și grija mea este că după 4 ani, dacă cumva accept, în Consiliu mă interesează, cei care vin din spate să ia de la alt nivel și să le fie mult mai ușor. Pentru mine, politica este un hobby, să zic. Am încercat să stau deoparte, eu m-am implicat în foarte multe chestii, voluntariat, tabere, excursii, educația tinerilor. Și acum am gândit că să ridic puțin ștacheta și să încerc să acced în Consiliu, pentru că mi se pare că, de fapt, Consiliul Local are cel mai mare cuvânt de spus în dezvoltarea unui oraș. O persoană singură, primarul, că e vina, se dă întotdeauna pe un primar, că nu s-a făcut sau că, știu eu, o ducem așa cum o ducem, dar Consiliul Local trebuie să fie mult mai responsabil. Și una dintre propunerile pe care le-aș face la Consiliul Local ar fi tocmai responsabilitatea celor care votează. Am înțeles că dacă la o ședință se stabilește, cei care au fost în Consiliu pot să spună mai precis, se stabilește, haideți, votul este nominal, în momentul ăla se scrie nominal și răspund cei care votează o anumită hotărâre care probabil aduce, cum au fost foarte multe hotărâri în Consiliul Local prezent, au fost neconstituționale. N-a răspuns nimeni că au fost neconstituționale. S-au împărțit, s-au pierdut bani, mă rog. Ei, în primul rând, pentru a avea legătură comunitatea cu autoritățile locale, mă gândesc eu că trebuie să fie mult mai multă transparență. O propoziție, o definiție prescurtată a politicii, care spunea că politica are rolul de a administra bunurile publice. Scopul ideal ar fi ca să administreze bunurile publice spre folosul tuturor cetățenilor. La noi, pentru că am văzut în titlul ziarelor de astăzi că definiția și numele
de transparență care avea ca scop întâlnirea noastră de astăzi, asociez transparența cu un sistem de conducere democratic. Lipsa de transparență e atât de ușor asociată cu un sistem de conducere dictatorial. De aceea ar trebui să prețuim mai mult și să tindem mai mult spre transparență, pentru că este o necesitate în Constituție, este prevăzut într-un articol că în România există dreptul fiecărui cetățean de a alege și de a fi ales. Spunea domnul Irimie că aceasta nu înseamnă ca alegătorul să aleagă din 4 în 4 ani, să nu mai știe nimic despre deciziile celor aleși care fac ce vreau și nu dau socoteale nimănui. Tocmai drepturile democratice ar impune celor aleși să lucreze în așa fel și deciziile lor să facă să fie cât mai transparente, să fie cunoscute de alegători, de cei care i-au ales și noi, alegătorii, să fim cei care decidem apoi din 4 în 4 ani dacă ne place ceea ce au făcut aleșii sau nu ne place. Este un drept pe care s-a câștigat democrația, un drept și transparența la deciziile alegătorilor este un drept democratic care în România știm că s-a câștigat atât de greu cu viețile la mii de tineri și ar trebui să fie mai respectat acest principiu al transparenței. Mă gândesc câteodată dacă ar fi fost mai multă transparență în România în cei 26 de ani. Dacă ar fi respectat mai mult acest principiu, multe din relele care s-au comis ar fi fost oprite, ar fi fost stopate sau cel puțin ar fi fost diminuate, dar cei care nu doresc transparență și accept în funcțiile de conducere caută să-și ascundă cât mai mult deciziile, alegătorii să cunoască cât mai multe ca ei să facă anumite acțiuni care să le fie favorabile lor și nu, cum ar fi normal și logic, să fie spre binele întregii comunități, spre binele tuturor celor ce i-au ales. Și la Turda, ca să venim un pic în plan local, mă uimește ceea ce spunea colegul domnul moderator și am uitat să-i felicit și să apreciez în mod deosebit inițiativa și curajul lor pentru faptul de a ne invita aici. Mă uimește faptul că atât de puțin interes a fost pentru politica locală a cetățenilor. Considerăm că sunt reprezentanți aici. Da. Dar mă gândesc că nu-i neapărat numai vina cetățenilor. Probabil și modul de lucru i-a făcut pe mulți să stea departe de primărie și să fie interesați. Tocmai un mod opac de a lucra, de a administra lucrurile publice, un mod ursus de a se comporta cu cetățenii i-a făcut pe mulți să stea deoparte, să nu aibă curajul să se apropie și să fie interesați de felul în care sunt administrate bunurile și bunurile comune ale orașului, ale municipiului Turda. Un caz practic. Suntem în campanie electorală, eu tare aș fi interesat, doar din ziare am auzit de datoria publică, de datoria către bănci a primăriei Turda. Și sunt interesat nu doar dintr-o slăbiciune mea, dar știu că modul de a administra prin credite bancare, cu termene de garanție, cu perioade de cum îi spune, perioade în care nu plătești nimic, perioade de grație și pe urmă să începi să plătești rate și dobânzi, este cel mai păgubos și cel mai falimentar mod de a lucra. Mai cu seamă, gândindu-ne că o sumă pe care o împrumuți de la o bancă și dai o perioadă de grație, acea sumă cu care poți face anumite lucrări în perioada asta sau în perioada următoare, trebuie după acea sumă să plătești dublu sau triplu. Băncile sunt și creditele bancare sunt cel mai falimentar mod de lucru. De aceea spuneam ca un exercițiu practic, având în vedere că și domnul viceprimar este aici, eu am mai solicitat în ziarele locale, vreau să știu, mai avem o săptămână, începem vin alegerile, începe un nou mandat, nu știu cine, pe cine o cădea sorțul, dar vreau să știm
cât este datoria locală a municipiului Turda, datoria către bănci. Pentru că ne aventurăm în perioada aceasta să facem promisiuni electorale și aici ar trebui să fie o oarecare transparență în promisiunile și în proiectele pe care le punem. În primul rând, când se face un proiect de investiții, primul lucru și primul pas este acela de a-mi cunoaște datoriile. Să pornim prin punctul zero. Punctul zero, în punctul zero de pornire am o datorie de atât și pe urmă îmi calculez veniturile, îmi apreciez veniturile și apoi îmi orientez asupra cheltuielilor și asupra proiectelor pe care vreau să le fac. Chiar în elaborarea proiectelor noastre electorale ar trebui să fim puțin mai transparenți, pentru că să nu dăm doar curs fanteziilor, pentru că e frumos să le facem, să visăm frumos, dar să ne gândim ce posibilități financiare avem. Deci spuneam cu un exercițiu practic, e o curiozitate personală și v-am spus motivația. Aș vrea să știu, la ora actuală, lucru pe care trebuia să mi se spună la începutul campaniei electorale, era o datorie morală, cred că o datorie, o obligație legală cetățenească, oameni buni, să încheie mandatul, atâtea au mis realizările, dar, din punctul ăsta de plecare, avem atâtea datorii la bănci. Ca să știm noi, cei care stăm în fața dumneavoastră, care stăm în fața electoralului, să nu vindem gogoși. Mă gândesc la mine, am scris câteva articole în care am pomenit despre trecutul meu, amintiri din copilărie, cum ar fi din trecutul meu dinainte de Revoluție. Și acum să mă apuc să fac promisiuni mari, megaliptice, nu mi se potrivește, ca și cum aș fi intrat în rolul lui Ion Creangă. Am scris amintiri din copilărie și acum să mă apuc să scriu basme populare de proiecte imense, când nu știu, aud doar, am auzit doar din ziare că datoriile primăriei Turzii sunt destul de mari. Un lucru care, dați-mi voi să spun o părere, în primul rând este imoral. Ai o legislatură de 4 ani, nu știi, nu ți asigură nimeni că în următoarea legislatură vei fi totul cel care administrezi bunurile publice, dar împovărezi mult pe cei care urmează să țină frâiele și destinele administrative ale unui oraș. Mulțumesc! Pot să vă spun despre mine că am intrat în politică în urmă cu 4 ani, fără prea multă experiență. Între timp am acumulat experiență, dar în ultimii ani am stat mai mult în opoziție, nu am participat la actul de guvernare. Multe hotărâri de Consiliul Local au fost adoptate fără votul meu. Acolo unde am considerat eu că proiectele respective nu erau în interesul cetățeanului. Există o ruptură între clasa politică și cetățeni, motiv pentru care multe din prioritățile turdenilor nu sunt rezolvate. Bugetul local, în acest mandat, o să spun că a fost împărțit fără să fie cunoscut în detaliu chiar de către consilieri. Un lucru destul de rușinos. Și banii s-au alocat cum s-au alocat, fără să se cunoască exact destinația lor și cum au fost folosite. Nu există o transparență în cheltuirea banului public. Mai mult, majoritatea hotărârilor sunt luate, așa cum am spus, fără să se țină cont de ceea ce își doresc cetățenii cu adevărat. M-am hotărât să candidez exact din aceste motive, din cauza faptului cum se face administrația în acest moment. Și consider eu că trebuie să ne implicăm cu toții. Și chiar dacă poate n-am făcut mare lucru în acest mandat, obligația mea ca și cetățean este să mă implic și să pun numărul la schimbare. Cam același lucru ar trebui să faceți și dumneavoastră, să vă înscrieți în partidele politice, indiferent ce partid, și să nu mai lăsați pe aleșii locali sau pe cei care conduc acele partide, să iei o hotărâre în interes propriu sau pentru propriul buzunar sau pentru plăcerile lor.
dintre problemele mari care se confruntă în momentul ăsta orașul, consider infrastructura, curățenia și lipsa locurilor de muncă. În infrastructură, spun este că în actualul mandat, respectiv din 2012 până în 2016, Primăria Municipiului Turda nu a contractat noi împrumuturi. Deci vorbim de aceleași împrumuturi pe care Primăria Turda le avea și la începutul anului, mijlocul anului 2012, când subsemnat împreună cu ceilalți colegi consilieri în funcție, am intrat în Consiliul Local. Deci în perioada în care noi am fost consilieri, nu s-au mai contractat alte împrumuturi. Au existat împrumuturi luate de către o societate subordonată pentru modernizarea hotelului și construirea spa-ului, dar și acel spa, creditul a fost aprobat înainte ca noi să ne preluăm mandatele de consiliere. Noi auzeam că s-au luat pe o perioadă de durație de 3 ani. Deci, practic, dacă s-au luat în 2011, ar fi început să se plătească credite și dobânzi din 2014. Tot ce se poate. Urmează pe 12 ani. Tot ce se poate. Deci nu știți o sumă actuală. O să mă interesez și o să vă dau un răspuns exact. Dar ceea ce vreau să fie foarte clar, că noi, ca și consilier, și domnul Irimie a fost consilier și știe foarte bine lucrul acesta și colegul meu, Lucian Baro, noi nu am aprobat credite noi. Vorbim de creditele care existau în momentul în care și eu am intrat... sunt înainte din cealaltă exact. Deci e bine să se facă această clarificare ca să nu apară în spațiu public idei de maniera în care actualul Consiliu Local a îngreunat, sau nu a îngreunat, a ridicat datoria publică a municipiului Turda. Această informație este falsă. Deci nu știți momentan suma care... Există două credite contractate. Există creditul pe care îl avem de la CEC Bank și creditul de la Dexia. Acum, care este valoarea lor astăzi în sol și fizic câți bani mai trebuie a fi plătiți, eu mă angajez să obțin această informație. Mulțumim pentru vorbindu-se despre legea transparenței în administrația publică. Și, într-adevăr, există un articol în legea respectivă care obligă primăriile să pună în dezbatere publică cu cel puțin 30 de zile lucrătoare înainte de ducerea în Consiliul Local a actului normativ. Și mă gândeam care ar fi... nu este prevăzut în lege nicio contravenție, sau cum să zic, dacă primăria nu respectă nicio pedeapsă. Corect. Atunci eu vă întreb, cu ce obligă primăria să pună în aplicare legea respectivă, dacă nu prevede nicio pedeapsă? Pentru că oamenii, în general, din interes propriu, nu o să facă lucrurile astea. Deci legea are o găurică în ea, nu știu cine o strecurat-o, că dacă te uiți la, citești articolul respectiv, citești legea și vezi că exact acel articol lipsește din... Îl întreb pe domnul deputat... Domnule, ați depășit doar să concluzionați? Îl întreb pe domnul deputat dacă poate să-mi spună cum s-ar putea reglementa această treabă. Pentru că dânsul este în... Domnule, eu sper că și eu continuare să fie. Mulțumesc. Bun. Este o întrebare foarte pertinentă. Adică, dacă crezi obligativitatea, dar nu crezi sancțiunea, e apă de ploaie. Bate vântul. Oameni buni, sunt inițiatura peste 90 de legi. De propuneri legislative, din care 12 sau 13 chiar au devenit lege. Și vreo 20 au fost respinse și aproximativ 40 până în sfârșitul anului devin lege. Eu am un birou parlamentar unde am probabil peste 1000 de audiențe în perioada mea. Pe diferite domenii. Grupuri, ONG-uri, persoane, instituții, mă rog, așa mai departe. Am inițiat aceste propuneri legislative tocmai la solicitarea unor sau în anumite interese de, nu știu, au venit pensionari, au venit cei din asistența socială și așa mai departe. Este poate fi o propunere de amendare a unei legi care să introducă și o sancțiune. Prima sancțiune trebuie să fie a electoratului, care să fără domn primar, atențiune. N-ai venit cu un raport de activitate după 4 ani, cum e firesc? Eu, la fiecare 6 luni, la fiecare sfârșit de sesiune, așa cum legea cere, eu mi-am prezentat raportul de activitate. Mult puțin am respectat legea. Și aici, la sfârșit de mandat, trebuie să vii și când vorbim de datoria publică, numai dacă îmi dați spațiu, dacă nu vă povestesc. Să vă spun că nu vorbim de un împrumut bancar. Vorbim de mult mai mult. Și dacă îmi dați spațiu. Dar la răspuns, am dispoziția și disponibilitatea, eu până sunt în Parlament sau prin colegii mei, pe care îi cunosc, să creez, pentru că știu procedura.
dacă era o propunere legislativă care să completeze, să amendeze, să modifice, să restricționeze o lege și astfel să poți introduce și sancțiune, pentru că e normal. Mi se pare firesc. Dacă mulțumește răspunsul, dacă mai e ceva, vin cu completare. Prima sancțiune trebuie să fie a electoratului. Domnule, nu ai respectat, nu ai venit, e o chestie de onestitate în fața... Ca și profesie, ca și ocupație, ca și cunoștințe, ca și tot ce înseamnă în comunicare. Chiar n-am niciun cuvânt de scădere pentru absolut niciunul. Fiecare din cei patru merită realmente să ajungă în Consiliul Local, pentru că și în Consiliul Local sunt oameni care sunt de patru mandate, care astăzi arată lucruri neconforme într-o da, fără să-și asume patru mandate, n-ai dormit. Cum ai mai dormit? Bun. Și atunci pe un fond în care fiecare îmi doresc din suflet să ajungă în Consiliul Local. Dacă eu săptămâna viitoare vin și prezint o evaluare, fiecare dintre noastre, dacă noastră doriți schimbarea și aveți convingerea că e un moment în care Turda să aibă o altă abordare, o altă energie, o altă echipă, dacă eu prezint un sondaj, o evaluare în care sunt oarecum egal sau poate puțin sub actualul primar, sunteți dispuși să faceți echipă alături de mine pentru o schimbare în Turda, pentru orice alt proiect, abordare, pentru o altă atitudine, pentru transparență și deschidere. Asta este întrebarea mea, foarte simplă, pentru fiecare dintre noastre. Mai departe de orgolii, de ambiții, de partide, că nu mai contează, vorbim de Turda. Mulțumim, domnule Iulie. Domnule Andrei Sur, ce aveți de la răspuns? Răspunsul este... Iertați-mă. Eu, dacă cineva mi-arată dintre noastră, eu sunt dispus să dau sprijin pentru schimbare. Ok. Răspunsul la întrebarea directă este fără echivoc din partea mea. Este un nu. Și vă și explic de ce. Pentru că eu nu o să candidez ca și... Eu nu candidez la Consiliul Local. Îmi pare rău, o să fiu în opoziție dacă dumneavoastră o să fiți acolo. Deci nu sunteți pe lista de consiliari? Nu. Sunt candidat independent, numai pentru funcția de primar, deci... Dacă nu intrați în Consiliul, nu puteți face opoziție. O să fac opoziție din calitatea de asociație civică. Mulțumim, domnule. Voi susține orice candidat care... vine cu proiecte și cu hotărâri de Consiliu benefice pentru Turda, pentru cetățeni. Categoric sunt împotrivă la toți cei care vor veni cu idei de ridicat mâna și de obligat și de forțat și de știu eu cum a fost până acum. Deci, dacă veți fi acolo, veți voi colabora foarte clar. Problema e înainte de alegeri, am înțeles exact. Întrebarea. Dacă înainte de alegeri. Rezultatul unui sondaj, la nicio problemă, situat pe domnul Ilie, cu puțin sub domnul Ștefănie. În cazul ăsta am putea să ne... Se face cunoscuți să-l sprijine pe domnul Ilie. Eu sprijin orice, din punctul meu de vedere. Alegătorii nu pot să vorbesc în numele alegătorilor. Aș fi cu domnul Irimie dacă aș întrebina de numele dumneavoastră. În numele meu personal, da. Vă pot sprijini în... Pentru că sunteți o persoană. Dar nu pot să cer... votanților mei, de exemplu, să voteze cu altcineva decât cu mine. Deci eu aș fi de acord cu dumneavoastră, dacă ajungeți primar, să colaborez, dar nu pot să... Nici cu dumneavoastră, nici cu oricare altul. Deci sunt de acord, vă sprijin din punctul meu de vedere, dar nu pot să vorbesc în numele celorlalți. Deci mulțumim, domnule. Da, și din partea mea totul nu. Toate că apreciez domnul Irimie, dar vă spun sincer, în campania asta electorală nu am spus nimănui votează-mă. N-am rugat pe nimeni să mă voteze. Mi-am expus cât de cât dorințele mele, proiectele electorale mai prescurtat și am lăsat conștiința liberă chiar și a celor mai apropiați prieteni.
și a celor mai apropiați oameni din anturajele mele, din cercurile mele, nici la școală, la Colegiul Național Mihai Viteazu, n-am vorbit nici măcar cu un profesor să-i spun votează-mă sau las conștiința liberă, așa că e cel mai corect, consider eu. Fiecare are rost să tragem de ei, mi se pare penibil să mă duc, să mă rog, să îi rog să ne voteze pe unul pe altul, lăsăm conștiința liberă și acolo în cabina de vot, care are libertatea să ne influențați. Mulțumim, domnule Ghea. Domnule Val, eu nu cred în sondaje și atunci nu am cum să susțin un alt candidat și să renunț acum. Și, în al doilea rând, atunci când mi-am depus candidatura, pentru a putea depune candidatura, am solicitat sprijinul din partea cetățenilor. Foarte m-au susținut, am reușit să obțin în câteva zile numărul de semnături necesare și atunci, dacă acum aș renunța și aș susține un alt candidat, indiferent de ce poziție s-ar afla dânsul în sondaje, ar însemna un semn de lașitate din partea mea față de cei care m-au susținut inițial.